Suntem obișnuiți să-i vedem în lumina reflectoarelor în timpul concertelor, însă ne-am gândit că vreți să știți ce fac unii dintre artiști chiar înainte de a urca pe scenă. Ritualul Selenei Gomez implică ulei de măsline. Nu, artista nu-și gătește nimic înainte de a urca pe scenă, însă e obișnuită să ia o gură de ulei pentru că, zice ea, acesta îi face vocea să sune mai bine. În timp ce Selena bea ulei, Keisha își dă cu el pe corp, după care se acoperă, bineînțeles, de sclipici și other shiny stuff. Dacă te așteptai ca Beyoncé să aibă vreun ritual excentric înainte de a cânta, află că aceasta nu vrea decât să-și îmbrățișeze colegii și să spună o rugăciune împreună cu ei. Iar dacă vine vorba de Kanye, yep, și noi ne-am gândit că înainte de concerte vrea să facă o baie într-o cadă plină cu diamante sau să mănânce fructe învelite în foiță de aur. Însă West nu-și dorește decât un scaun de bărbier. I love you like Kanye loves Kanye. I'm a genius! Să nu uităm pe Zayn Malik, care își face încălzirea pentru show-uri spălându-se pe dinți. Dacă tocmai te pregăteai să pleci la shopping, oprește-te puțin, așează-te confortabil și urmărește materialul următor. Unul dintre trendurile importante ale sezonului primăvară-vară 2017 sunt hainele, încălzămintea și accesoriile în culori și texturi metalice. 5 dintre cele mai cool lucruri pe care trebuie neapărat să le arunci în coșul de cumpărături sunt jachetele metalice, tenisii argintii, jeansii cu metallic print, fusta midi și, bineînțeles, the magic bag. And don't blame us pentru golirea portofelului tău. Intră acum pe unumusic.ro și află cele mai noi știri din muzică, celebrity gossip and breaking stories.